În fiecare an, pe 22 aprilie, se sărbătorește Ziua Pământului când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare a apărut în Statele Unite ale Americii într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite. În acest sens, și copiii din centrul Sfântul Andrei din Slatin au luat inițiativa de a planta flori. Pentru ei, Direcția a pregătit o activitate recreativă, astfel au fost la circ cu toții. Ziua Pământului ar trebui punctată uh, într-un uh, fel anume, datorită faptului că uh, este viață. Pământul, de fapt, este viață și casa noastră. Ne dă tot ce, ce avem nevoie, iar copiii trebuie să aprecieze acest lucru și să știe să îngrijească cumva. Uh, pentru că ce îngrijim noi acum, uh, de fapt, au parte copii, copiii noștri. Uh, am plantat flori împreună cu, cu aceștia, în jurul blocurilor unde sunt uh, locațiile și am încercat în felul acesta să-i educăm și să învețe să aprecieze valorile naturii. Și pentru copiii cu dizabilități, reprezentanții direcției au pregătit o acțiune care va avea loc la mijlocul unii mai când tinerii vor participa la un concurs sportiv organizat în localitatea Runcu din județul Gorj. Prin aceste activități se încearcă integrarea acestora în societate pentru a-și crea deprinderi de viață, de conviețuire, dar și pentru ca lumea să conștientizeze că dizabilitatea nu este un handicap. Tinerii cu dizabilități de la Cito Drăgănești vor participa în 14-15 mai la un concurs sportiv organizat de e, o organizație la, în Gorj, la, în Comuna Aruncu. Vor fi activității de joc de table, aruncat la coșul de basket, aruncarea cercului, activități alergare, activități sportive prin care tinerii cu dizabilității vor arăta că pot să facă acest lucru și de ce nu se vor întâlni cu alți prieteni de-ai lor, vor ieși din perimetrul centrului și noi încurajăm frecvent astfel de acțiuni. Totodată, la sfârșitul lunii aprilie, 60 de copii din Caracal și Slatina vor avea parte de o excursie la Ocnele Mari. Totodată, tinerii se pregătesc intens pentru cea de-a șasea ediție a Tărâmului de Poveste, când vor participa la concursuri sportive, dansuri, muzică și distracție în aer liber.